Vă prezentăm astăzi, dragii mei, povestea fabuloasă a afaceristului cu vile de 1 milion de euro în Herăstrău. Miliardarul care nu apare în niciun top al bogătașilor. Amator nu doar de boliți de lux, ci și de guri de rechin și cârnați de cangur. Discutăm aroganțele celui supranumit Lordul de Dorobanți cu Cora Mizil și Nățuțu. Florin Condurățeanu, bine ați venit la magazin. Nățuțu a zis din prima, cel cu mașinile și nu numai. Haideți să îi urmărim întâi povestea. Mare boss. Este sau nu este Dan Nicorescu un mare boss? Aceasta este întrebarea. Și cum noi găsim răspunsul de fiecare dată, vă spunem că, într-adevăr, cumva, banii parcă ar fi făcuți numai și numai pentru el. Dar să începem cu începutul. Ah, și nu încercați să-l căutați pe Dan Nicorescu în vreun top al bogătașilor, că n-o să-l găsiți. Mai bine fiți atenți la ce urmează. Originar din Târgoviște, încă de la 20 de ani a simțit mirosul banilor. Așa că primul pas a fost comerțul cu haine și alimente în Turcia și Serbia. La 28 de ani a făcut primul 1 milion de euro. A făcut avere din textile, cafea și fier vechi. Bine, el de profesie ar fi inginer de aeronave, doar că nu și-ar fi făcut meseria niciodată. Dar ce mai contează? A făcut ce a putut. Și a putut. Ca de exemplu, o casă făcută în Târgoviște și încă una care seamănă cu peștera lui Aladin. O vilă fabuloasă în București, chiar în buza Herăstrăului. Cei 1600 de metri pătrați ai vilei sale sunt plini cu statui sau alte obiecte rare, aduse din toate colțurile lumii. Totul e ținut sub observație de un sistem de alarmă sofisticat și numai paza comorilor costă câteva mii de euro pe lună. Și a adus câte ceva din fiecare colț al lumii, astfel încât locuința lui a ajuns să semene cu un muzeu. Are 100 de pălării, 10 de numere de înmatriculare din tot atâtea țări, statui din piatră sau din lemn și o colecție impresionantă de guri de rechin. Cele mai spectaculoase sunt însă colecțiile de stilouri și ceasuri extrem de valoroase, cât un bloc, sau poate două. Că sunt un boss, mare boss. Dan Nicorescu are o pasiune aparte și pentru mașini. Bineînțeles, ce milionar ar fi dacă n-ar avea bolizi de lux? Fiți atenți! Deține un Bentley și un Rolls-Royce, amândouă cu o valoare de aproximativ 400.000 de euro, și un Lamborghini Aventador galben în valoare de 400.000 de euro. Practic, numai cele trei mașini ale lui Nicorescu valorează circa 800.000 de euro. Mândru tare, inginerul din Târgoviște se plimbă de colo-colo prin capitală. Am cu ce, mă. Noi te credem pe cuvânt, mai ales că tu vii și cu dovezi. Căci, pe lângă cele prezentate mai sus, domnul milionar poartă la mâna stângă un Vacheron Constantin de 50.000 de euro, din aur alb cu diamante, iar dreapta îi e încă tușată cu trei brățări din același metal. Are două telefoane, unul fără butoane, la modă, și un Vertu ca al lui Mutu, tot cu diamante. Are 44 de perechi de ochelari de soare. În colecția sa, pe lângă clasicul Ray-Ban în valoare de 150 de euro, sunt și modele rare, de Cartier, Versace și Oakley, în valoare de 10.000 de dolari. Toate așezate meticulos în biroul lui într-o vitrină. Săracul om bogat! Sunteți curioși să aflați hobby-urile lui Dan Nicorescu? Afaceristul se laudă că a colindat aproape 70 de țări. A încercat mâncarea din fiecare țară. În China a căutat creier de maimuță, gândaci prăjiți sau șarpe. N-a găsit. În schimb, oroare. A înfulecat un biet porcușor de Guinea. Carnea de zebră, de crocodil, rechin, dar și cârnații de cangur sunt doar un moft pentru Dan Nicorescu. E milionar,
deci face ce vrea portofelul lui și mănâncă ce-i poftește inimioara. Și dacă până acum am zis numai de partea financiară, așa-i că v-ar interesa și cine-i domnișoara care se bucură de această avere impresionantă. Cine-i domnișoara, oare cine-i domnișoara? Nu e una, ci sunt mai multe. A devenit o obișnuință pentru paparații SpyNews.ro să-l surprindă pe milionar o dată la 2-3 zile cu o altă femeie. Fie că e blondă, brunetă, roșcată, lui Nicorescu îi place mereu să fie lângă ceva proaspăt și de calitate. Ah, și în localuri de fițe, bineînțeles. Astfel încât să-și poată observa și bolidul cum stă parcat. Geamul fumurii, tu mă observi din prima. Că sunt un boss. Un adevărat Don Juan este milionarul Dan Nicorescu. Numai că și el câteodată dă greș. Dacă ai ști și tu, banii n-aduc fericirea. De multe ori se spune că banii nu aduc fericirea, iar domnul Nicorescu pare să confirme această regulă. La un moment dat, aflat la una dintre piscinele de fițe ale capitalei, a început să se plimbe ca un leun cușcă. Și oricât a admirat formele domnișoarelor de acolo, acestea se pare că nu l-au recunoscut fără bolidul de sute de mii de euro și nu și-au dat seama că stau lângă unul dintre cei mai bogați oameni din România. Și cu toți banii pe care îi are, se pare că nu a reușit să cumpere iubirea și fericirea. Iar Dan Nicorescu se bucură de toate bogățiile posibile, fără să aibă un sufletel de femeie alături. Dacă ai ști și tu, banii n-aduc fericirea.